Senatorul Nicolae Bădălău a declarat în conferința de presă de astăzi că au fost luate în considerare toate solicitările primarilor pentru alocarea de fonduri, indiferent de culoarea politică a edililor. Bădălău spune că toate localitățile din județ vor primi bani pentru infrastructură. Începe partea a doua a OGH-ului 28, privind modernizarea satului românesc. Și aici ieri am avut o discuție cu vicepremierul Dragnea și avem solicitări, am avut și o întâlnire cu domnii primari, indiferent de culoare politică, și au venit absolut toți primarii, pentru că noi considerăm că trebuie să sprijinim absolut toate localitățile pentru dezvoltare. Și vreau să vă spun că nu o discuție politică, a fost pur și simplu o discuție administrativă la care a participat și domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Marciu, și în care încercăm și sunt convins că vor reuși pentru toate localitățile să obținem sume pentru finalizare și continuarea lucrărilor de investiții care au drum, apă, canal. Un alt program de finanțare este cel privind reabilitarea și modernizarea școlilor. Nicolae Bădălău a mai anunțat astăzi că și pentru acest program a început depunerea de cereri de alocare de fonduri. Începem cu o nouă etapă acum și am informat pe domnul primar și sper ca să depună efort, reabilitarea și modernizarea școlilor. Și aici, după cum știți, prin Ordonanța de Guvern 30, putem să introducem școli pentru modernizarea lor, dar asta ținând numai de domnul primar să facă studii de fezabilitate și absolut toate autorizațiile pentru ca acest lucru să fie pornit, să demareze. Liderul PSD Giurgiu a mai spus că în scurt timp vor fi încheiate și procedurile pentru rectificarea bugetului. În această perioadă sunt efectuate ultimele calcule privind asigurarea cheltuielilor necesare localităților afectate de inundații, astfel încât rectificarea bugetară să fie decisă cât mai curând.